Salutare, prieteni! N-am mai filmat două zile pentru că știți toată povestea. Nu aș vrea să mai filmez că nu știu, nu-mi stă în caracter. Ce să vă zic? Să vă zic de ursul? Nu pot, pentru că nu este ok să povestesc eu ce de el, că e, știți unde? Nu vreau, dacă e să vă mai, să mai fac filmulețe, să mai postez, să mai pun câte un vlog, o să pun din amintirile mele cu el, pe unde am fost, ce mai am, niște poze, dar nu aș vrea să povestesc eu de el sau ceva. Pentru că nu vreau să vă gândiți sau să zică lumea că vezi, fac vloguri ca să câștig eu bani. Nu mai contează nici bani, nici nimic. Nu vreau, că nu vreau să vorbească lumea urât. Dar mie, în primul rând, nu de lume. Dar eu, dar nu știu, o să fac vloguri așa, nu vreau să îl pomenesc pe el, să zică lumea că vezi, Doamne, aduc... Facem vizualizări pe pielea lui ursul. Pe pielea lui ursul, că unde e el. Nu. Nu-mi stă în caracter, este ginerele meu care nu-l consider ca ginere. Copilul nostru. Ca un copil. Așa l-am considerat de când este el, de când l-am luat, el a și... copilărit cu Lumina, nu doar că de când am măritat-o pe Lumina cu el. Au fost și împreună la școală. Au crescut împreună de la 7 ani, de când erau la școală în clasa întâi. Așa că nu știu ce să vă zic, prieteni. Este foarte dureros ce am pățit în familia noastră acum, tot la mine a venit rău care... Noi știm ce înseamnă ce e acolo. Știu ce înseamnă asta? Dumnezeu ne-a mai dat o palmă. Care... Nu știu, mă rog la Dumnezeu să-i dea putere ca să poată să ducă timpul ăsta pe care îl are să stea acolo. Că eu știu ce e acolo, știu cum e și nu vreau să dau detalii și mă rog la Dumnezeu pentru el să-i dea, să-l încurajeze. Ce să zic? Eu când am fost și când l-au dus acolo și când am văzut iar poarta aia pe care am ieșit eu acum câteva luni, mi-a venit rău, nu știu ce să vă zic, nu pot să mai vorbesc, dar nu vreau, haideți să nu mai vorbim de el. Nu că... mai vreau să vorbim, stai că le spunem apoi. Zice multă lume că de ce m-am îmbolnăvit de tineră. Tot așa am ținut-o, numai tine ca și necaz. Acum am ieșit eu și bărbatul meu și toată familia mea, cum de bine știți că am fost. Și am stat și noi cât de când am ieșit? 4 luni. 4 luni. Și ce s-au gândit Dumnezeu? Hai să le mai dau o palmă. Dar nu știu, dar palma asta nu la ursul, nu trebuia pentru ursul. Nu trebuia pentru noi. Pentru că el stătea în banca lui, n-avea treabă, el stătea. El n-avea treabă, el nu știe. Că bine știți, prieteni, nu vă zic eu de el cu mâini. Dar nu la el, trebuia să nu dormim. Dacă a fost asta, ce să zic, mergem înainte, vreau să îi încurajez, să am grijă de Lumina, de copiii lui, că sunt copiii mei. Nepoții mei care nu fac diferență între ei, o să am grijă de ei, să știu că mor și am grijă de ei în timpul ăsta. Și de ursul. Și de ursul, o să mă duc cu Lumina săptămânal. Are 4 vizite pe lună, toate 4 o să le ia Lumina alături, adică nu las deloc, împreună cu mine. Nu am. Nu o să las niciodată cum a făcut el pentru mine, el dacă avea și trimitea cineva. Mi-e și rușine să fac vloguri și să povestesc de el, prieteni, nu știu, dar trebuie, nu știu, vreau să vă zic așa, n-am cuvinte. Mi-e rușine mie că este genele meu, așa știu toți. Și să povestesc eu de el pe ce? Pe vlogul meu care, ce să zică lumea, că câștig eu bani? Nu are nici bani, nu contează nimic în lumea asta. Nu, doamne, unde este el nu este ok, adică este o suferință, mai ales familia lui, copiii lui care sunt foarte mari, mai ales Alex care știe tot Alex și mă întreabă de el și îl caută în camera lui și doarme cu capul pe perna lui.
A ajuns Meg să doarmă în patul lui, în locul lui, acolo, să nu ducă lipsă copii. Eu de două zile, eu nu las pe Lumina și pe nepoții ei, adorm acolo cu ei. Nu-i las deloc. Toată ziua o petrec cu ei. Am fost cu ei azi până la Filiaș. Le-am cumpărat ceva. Am fost cu Lumina, pe căldura aia. Am fost, m-am întors, l-am luat pe Leonardo. Ce să zic? Nu las absolut nimic. Noaptea dorm acolo, de două zile dorm acolo la Lumina, că nu vreau să o las singur. Și tot timpul ăsta, acolo o să stau la Lumina, cum a stat ea și ursul la mine. Ursul când avea bani, se ducea și îmi punea mie în poartă și poate el n-avea în momentul ăla. Cine tipa, făcea și el roșii și se ducea și îi punea mie. Banii sau de telefoane și pe bărbatul meu și la toți. Ursul niciodată nu m-a înjignit să spună și el ceva să-l aud. Să greșească el vreodată, să-mi zică mie sau ceva în fața mea, în fața noastră, niciodată. Niciodată. Nu, pentru că era educat, nu știu, are stilul lui, că l-ați văzut. E foarte deștept, e... Niciodată n-a greșit să zică el. Nu. Sau cu Lumina, în ultimul timp, Doamne, peste tot, împreună. Am pus un vlog ăla care l-am pus acum două zile, prieteni, care, nu știu, mi-a rămas așa o amintire. Am fost cu el două zile în fiecare zi la Severin, înainte să fie pronunțarea, alea două zile. Ne-am plimbat peste tot, prin parcuri, la mall, peste tot, dar nu puteam să filmez orice, că nu prea, el l-ați văzut în ultimul timp, nu-l mai interesa nici de vloguri, nici de nimica. Dar știa ce l-așteaptă. Era supărat și nu puteam să filmez nici eu, doar că am filmat eu cu Câmpeana în parcurile alea, el după aia la mall și, ce să zic, era terminat, era distrus. Nu știu, asta vreau să vă zic, prieteni, că... Multă lume spune că să filmăm. Nu mai putem să filmăm. Eu nu pot să filmez, nu mai. Eu de aici, ăsta e primul vlog care l-am făcut acum de povestesc de el. Dar nu pentru că nu-mi stă în caracter. Nu vreau să mai zic de el. O să vă zicem așa ce facem, pe unde mergem, când o să mergem pe la el și cam atât. Nu este problemă, prieteni, nu chiar dacă ne urmăriți, cuvinte. Chiar dacă nu ne urmăriți, nu mă supăr, nu-i nimica... Dar nu pot. Unde este, că știu ce este. Dacă noi nu știam să trecem prin ce trece ursul, poate ne era mai ușor, nu știu, dar nu cred. Dar noi știm ce este. Lumina suferă foarte mult. Lumina e terminat. Într-una, deci nu are liniște. Știi ce am mâncat asta? Nu știu dacă am mâncat o banană, că am mâncat și post. Nu. Am fost cu ea la Filiaș, nu poate să mănânce. Deci, nu știu, mă rog la ea în genunchi forțat să-i dau să mănânce. E terminată pentru că Lumina a fost tot timpul cu el, cu el, cu ele, niciodată. Niciodată. N-a fost plecat cursul de lângă Lumina. Oh, asta e, ce să zic, prieteni? Așa cum v-a spus și Dănuț astăzi, noi nu facem, sunt ideează Lumina mai, nu știu, o să ia veu cu Dănuț, nu știu. Dănuț se ocupă, că Lumina n-are cum să se ocupe de toate canalele și al patroanei și al lui Leo. Și o să rupe al ursul, eu cu Dănuț, nu știu. Dar Dănuț o să preia el cu Câmpeana, mai Lumina, adică să facă și acolo vizualizări și datorită vouă, prieteni, numai prin voi Lumina și cu ursul și cu Anca poate să facă vizualizări, adică ca un fel de o mână de ajutor. Prin asta, prieteni, cu asta o puteți ajuta să vă uitați la ei, la Lumina, să vă abonați la ea și la mine, prieteni, dacă puteți. Asta e, dacă nu, nu e nicio supărare. Mai mult la Lumina. La Lumina, ca să facă vizualizări. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare moment și ne sunați și ne dați, nu știu, ne încurajați. Și dacă nu ereați, nu știu ce făceam. Vă mulțumim de mesajele frumoase pe care ni le-ați lăsat. Nu mai avem nici cuvinte, nu mai știu ce să mai spun.
Îmi cer scuze că la toate mesajele pe care ni le-ați lăsat acolo le-am citit, dar nu pot să răspund, nu la, la, adică nu am răspuns la nimeni pentru că nu am putut. Nu știu, de două zile astea, nu știu, mă doare capul și mai tare, nu mă simt bine. Și vă mulțumesc acum la toți prietenii, am văzut, vă mulțumesc din suflet de mesajele frumoase și că sunteți, că sunteți alături de noi. Și ne-a sunat mult. Și mulți prieteni ne-ați sunat și ne-ați sunat și ne-ați încurajat și să stăm și să avem grijă de lumină. Vă mulțumim din suflet. Păi și lumina a avut de noi și a avut grijă. Ce să mai zic? Nu avem cuvinte. Tot timpul ăsta eu nu o las pe lumina să știu că... Nu știu, uite, acum ne-am pregătit să mergem la ea și mâine o să facem un live împreună, să o aduc, încerc să o aduc la mine aici pe lumina și nepoței, să stăm aici și să facem un live să vă povestească ea. Ce să mai zicem? Ne-a mai dat Dumnezeu o palmă. Trecem noi și peste asta. Numai cu ajutorul Dumnezeu, dar nu să-i, dea, să-i dea putere, să-i dea putere și lui Ursul și lui Lumina și nouă, ca să putem să trecem și peste asta, să ne strângem familia înapoi, că iar a venit din nou, s-a repetat iar. Nu știu, încerc să mă duc la biserici peste tot și să mă rog la Dumnezeu să le dea putere. Putea să ne facă Dumnezeu orice, dar nu asta, nu lui Ursul. Putea să facă mie orice, orice mie, dar nu lui Ursul. Nu lui. El n-a avut o vină, cu nimic. Cu nimic n-a fost vinovat. Care stătea acasă în banca lui, cu copiii lui, cu nevasta lui. Și dintr-o dată să ne trezim să facem bagajele. Nu. Nu știu, nu e drept. Nu știu. Asta e. Suportăm să vadă Dumnezeu cât putem să mai ducem. Ducem. Iar în familia mea s-a lipitat. Iar eu, prieteni de pe vlogul meu, nu pot să vă spun mai nimic de el și de Lumina. Repet încă o dată, sunt mulți prieteni care au sunat și pe Dănuț și m-au sunat și pe mine. Dar nu mai zic asta de pe vlogul meu. Nu. Este ok. Le mulțumesc fanilor care au ajutat-o pe Lumina. Le mulțumesc eu și Lumina și Dănuț și toți, toată familia noastră, vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi, că de când ne urmăriți, știți foarte bine, de când ne urmăriți pe noi, familia mea, familia Mex, numai probleme am avut. Când eram eu, îi urmăreați pe Dănuț, pe Lumina. Acum, ce să zic, prieteni, doar 4 luni am stat și noi liniștiți și iar a venit din nou, s-a repetat. În fine, prieteni, asta a fost. Nu mai am cuvinte, prieteni, că uite, acum mă duc la ea și dorm iar acolo, în seara asta. Bine, acolo, prieteni. Acolo o să stăm. Deci o să ne mutăm acolo. Da. La Lumina. Nu o să mai avem liniște. Nu. Eu mă gândesc la el că ce o să fac el acolo, că știu cum e. E căldură. Este foarte cald acum, pe căldura asta este îngrozitor. Și apă caldă, n-ai o apă rece să nu vei. Mai, nu, că nu. Dar nu vrem să dăm informații. Nu dăm detalii de acolo, ce e, cum e, că nu e ok, prieteni.
Deci noi știm ce înseamnă să fie acolo și de asta noi suntem terminați, se cumeți. Dar nu putem să-i spunem tot lumina. Deci nu putem să-i spunem tot. Ce să-i zic? Nici n-am spus până acum că nu poți să-i zic. Nu poți să-i zic. Lumina îi spun că e ok, că na. Bine, omul ne-a sunat, a zis că e ok. Dar nu știm ce înseamnă, ce este acolo. Ne-a sunat, dacă nu știam eu cum ești, poate nu eram terminați cum suntem. A, bine, prieteni, mai revenim, mai vedem ce mai povestim, dar nu povestim de asta. Deci, asta este primul și ultimul vlog care îl spun de ursul. Pentru că nu-mi stă în caracter. Nu pot, adică nu știu. Ce să mai și de asta am vrut să fac primul vlog ăsta ca să vă spun și să vă mulțumesc de mesajele pe care ni le-ați dat frumoase și nu... Și vă rog să mă iertați, să mă scuzați că nu v-am răspuns la ele. Dar le-am citit. Vă mulțumesc la toți prietenii noștri. Vă mulțumim din suflet. Și vă dorim multă sănătate, să vă dea Dumnezeu și liniște. Și că sunteți alături de noi și că ne încurajați. Vă mulțumim, prieteni, și o seară frumoasă vă dorim. Seară frumoasă.